spun sărbătoare românească la Cumpăna, pe malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră, la 1 mai 2019. De 18 ani, la Cumpăna a devenit o tradiție. Noi, cumpănenii, prietenii noștri de oriunde ar fi, să ne reîntâlnim aici, pe iarbă, pe pajiștea verde, care este străjuită de malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ocolit comuna de vitregii de naturii, că am putut astăzi să încingem grătarele, să pregătim acest spectacol minunat oferit de cei mai buni ambasadori ai comunei, care sunt cei mai buni consacrați ai cântecului popular românesc, al folcului. Vedeți că pe scenă avem grupul de chitare de la Cumpăna. Primăria comunei Cumpăna nu are posibilitatea de a oferi, niciodată n-am făcut-o în 19 ani de zile, de a oferi gratis mici, bere, dulciuri sau temir altceva, decât cu sufletul programul artistic pe care nu doar copiii noștri îl prezintă, ci și celelalte orchestre, formații de muzică care pot să susțină o nuntă întreagă, un botez, o mare petrecere. Înseamnă că mai departe pot să distreze și locuitorii comunei care se află la serbarea românească la 1 mai 2019 la Cumpăna. Puternice pentru acești copii care se pregătesc de puțin timp la noi, acasă, la Cumpăna, unde de obicei știți criticile. Ce ne ducem la țărani, mă? Ce știu decât sârba în căruță? Ei, uite, acei țărani, cum suntem noi, născuți, crescuți la Cumpăna, cunoaștem toate genurile, datorită unor profesori care știu să instruiască. Le mulțumesc și cu siguranță acest grup de chitare de la Cumpăna va fi susținut de primăria și Consiliul Local pentru a avea acel cantonament, cum se spune în sport, de pregătire în Grecia. Numai pentru chipurile lor luminoase, numai pentru că l-am auzit pe profesor de aici, tare, tare, atât le spunea. Ori eu, din partea aceasta, nu le cer decât să zâmbească, zâmbetul copilăriei să vă lumineze, dragi părinți, drumul în muncă, în viață, în tot ceea ce faceți. Cum vă simțiți? Foarte bine. 2018. Totul. Domnul consilier, totul, de la primăriță până la ansamblu, până aici, tot. Noi venim an de ani. Suntem din Constanța, dar an de ani venim aici. Venim cu foarte bine, ne simțim bine. Foarte, foarte frumos. Și copiii nu mai spun. Copiii nu mai spun. Avem și noi doi nepoței mici. Ne place foarte mult. Chiar foarte mult. Vom avea noaptea, să dea Dumnezeu viață lungă la primăriță, că noi nu suntem de aici. Și să mai organizeze așa festivități. Foarte bine. Foarte bine. Am făcut un grătar și acum am venit să ascultăm puțină muzică. Este primul an când veniți aici? Am mai fost, nu e primul an. Și ce v-a făcut să vă întoarceți la petrecerea organizată? După iarna asta lungă am vrut să stăm în aer liber, la verdeață și cam atât. Cu copiii. Al treilea an. Și priveliștea și muzica și ce organizează doamna primar. Deci să mai organizeze doamna primar. Da, sigur că dacă ne place. Thank you.
știu că eu îi prăjesc. Imaginați-vă că n-am avut eu timp să-i număr. Aproximativ câți, nu știu, 400, 500, 1000, nu știu. Și ați avut succes, i-ați vândut? Da, super, super. Cum e să muncești întâi mai? E bine, muncești, unii muncesc de drag, alții muncesc de nevoie, alții de... Eu muncesc, de exemplu, de drag. Am venit să-mi ajute un prieten. Omul care e aici e prieten de mine, de familie cu mine. Este primul an în care vine aici la cumpăra? E primul an pentru mine.